Ocescu, am o întrebare. Ce drag mai aveți? Că acum 5-7 ani se spunea că sunteți colonel în rezerva acela acoperit din presă. Cum puteți justifica și gradul și acoperirea prin grad? Eu nu am cum să justific. Erau 2500 de oameni în situația asta. Aveam același grad ca al doamnei Chioveși, locotenent colonel. Domnul Chelemen Cunoravi era doar colonel. Domnul Bogdan Chiriac, așa, era mai mare în grad. Mă așteptă la Chiriac. Colonel plin. Înțelegi? General, o fi general. Și cum facem să probăm chestiile astea? Păi, ce să le probez? Sunt 2500 de nume pe toate listele de avansări făcute de Oprea în 2010, 2011, 2012. Și știți-o, ai bară un pic mai, mai dură. Dar să spun așa ca glumă, da. Vrei? Știi care e întrebarea, din păcate, la mod de zilele astea? Câte grade ai? Câte grade ai de... Da, e bine să ai sub 37, că dacă ai peste, dar o... e cam nasol. Chestie, știți? Asta e întrebarea, da. Din păcat. Totuși, da. Acest grad îl meritați? Nu. De ce să-l meritați? Eu nici n-am făcut armata, n-am spus atunci. N-ați de unde? Făcut armata și... Eram absolvent. Dar în situația asta era, de exemplu, doamna Căveși, cum spuneam, din absolvent, locotenent colonel, pe lista Lopre. Deci acel grad îl mai aveți sau l-ați? Nu, am făcut eu cerere la vremea respectivă, da, să se ducă... L-ați dat înapoi, adică că să vorbim, nu primiți pensie militară, nu? N-am primit nicio pensie, nimic, nici după urma acelui grad. Nu, nu, că dacă aveți grad, aveți pensie militară conform legii, cum este, nu? Nu aveți, da? Și ultima întrebare despre parlamentare. Credeți că veți